Ce s-a întâmplat? Pentru 7 hectare stau aici o lună de zile, că nu mai am. Am ajuns la disperare cu ăștia. De unde sunteți? Din Focșani. Și aveți 7 hectare în Focșani? Care le refuză să-mi le dea. Nu, 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 nu e intravilan, e extravilan. De câți ani vă chinuiți? De când? De 23 de ani, mă, tot. Chinui și tot pe bucățele sau obținut niște fâșii și mare 7 hectare pe care nu vrea să-mi le dea. A trimis în 2008 poliția să mă amenințe cu mașina de bătut oameni dacă mai cer pământul. Acum în septembrie a venit un indo-european care pretindea să-i donez drepturile de proprietate. Nici măcar nu se mai punea problema de vânzare sau de altceva. Nu, am ajuns la disperare. Nu e al meu, e al lui maică-mea care are 92 de ani și nu mai poate, na, și... În fine. Multe zile. Și ați fost refuzat, ați venit de multe ori în audiență la prefectură? Domnule, cred că am fost de peste 10 ori. După ultima lege, că după prima lege ni s-a dat o bucată. E mult de poveste. E un roman fluviu, gen În căutarea timpului pierdut al lui Marcel Proust. E mult. Nu am spus, de 23 de ani într-una și nu poți să faci nimic, na. Sunt furat și jefuit, domnule, mai rău ca în timpul iobăgii. Când era în timpul iobăgii, spunea că ci cu un sfert, 90 de zile, lucra pentru boier. Acum sfertul ăsta s-a transformat în TVA. Plus restul care se ia, plus că suntem furați, plătesc o mulțime de apă de ploaie. Ia iurele, știi, care nu am nicio treabă cu ele, na. Și altele care sunt înfurate, așa, în mod grosolan de tot, da. Cât aveți de gând să... O lună de zile. Păi uitați, am aici autorizația, tot. A, aveți autorizație? Tot pus, păi de aceea, așa, ca da. Derbedeul. Da. Păi uitați-le aici, lui puteți. Da. Asta e una și mai am încă una, mi-au dat două. Și cu aprobările și cu toate.